Administrarea de suplimente de vitamina D a fost legată de rate mai mici de tentative de suicid și de autoagresiune intenționată în rândul foștilor militari. În cadrul studiului, oamenii de știință au analizat date despre un grup mare de veterani din SUA și au stabilit că cei cărora li s-au administrat suplimente de vitamina D prezentau un risc mai scăzut de tentativă de suicid sau de automutilare decât cei care nu au fost supuși acestui tratament. Lucrarea, publicată în jurnalul PLOS ONE, se adaugă la un număr tot mai mare de date științifice care sugerează o legătură între deficiența de vitamina D și depresie sau alte forme de boli mentale. De asemenea, oferă o potențială cale suplimentară pentru prevenirea automutilației și a sinuciderii în rândul veteranilor, care sunt de aproximativ 1,5 ori mai predispuși să moară prin sinucidere decât alți adulți, potrivit Asociației Americane de Psihologie. Fiind un medicament relativ sigur, ușor accesibil și la prețuri accesibile, administrarea de suplimente de vitamina D poate fi promițătoare dacă este confirmată în studiile clinice pentru a preveni tentativele de suicid și sinucidere, au scris cercetătorii. Pentru a ajunge la această concluzie, echipa a analizat date de la sute de mii de persoane înscrise în evidențele Departamentului pentru Afaceri Veteranilor. Ei au căutat persoanele care au avut cel puțin o interacțiune medicală sau farmaceutică notată între 2010 și 2018. Apoi au comparat veteranii din acest grup, cărora li s-a prescris vitamina D de către VA, cu subiecți similari de control, cărora nu li s-au oferit suplimente, pentru a vedea dacă există vreo diferență în ceea ce privește numărul de tentative de sinucidere sau raportări ale comportamentului de autoagresiune. Ei au descoperit că în rândul grupului de control, rata neajustată a tentativelor de suicid și a autoagresiunilor a fost de aproximativ 0,36% față de 0,2% în grupurile tratate, o diferență de aproape 44%. Ideea de a primi suplimente de vitamina D2 a fost asociată cu o reducere de 48,8% a riscului de tentativă de suicid, iar suplimentele D3 cu o reducere de 44,8%. Deficitul de vitamina D a fost asociat cu o mulțime de probleme de sănătate, inclusiv dureri, slăbiciune osoasă și musculară, risc crescut de deces din cauza bolilor de inimă, deficiențe cognitive, astm infantil și anumite tipuri de cancer. Cercetările anterioare au sugerat de asemenea o legătură între nivelurile de vitamina D și depresie și alte probleme de sănătate mentală. Cu toate acestea, studiile anterioare privind posibile corelații au dat rezultate mixte, relatează ediția de dimineață.ro.